Toți au crezut că a făcut nunta în mare secret, dar nici ea nu a știut nimic. Alina Pușcaș povestește cum s-a trezit mireasă și cum a reacționat în momentul în care și-a dat seama că participă, fără să știe, la propria cununie civilă. Am pregătit să mergem la biserică pentru botezul celei mici. Așa. Într-adevăr, botezul celei mici ar trebui să fie în iulie, dar până la urmă ne-am hotărât săptămâna trecută că ar fi cazul să facem totuși botezul religios, pentru că nu reușeam să ne organizăm și să ne punem, să punem cap la cap toate detaliile petrecerii. Ne-am hotărât pur și simplu săptămâna trecută să facem botezul Melisei. Se întâmplaseră niște mici chestii, gen pe 1 ianuarie fuseserăm internate cu gripă, m-am mai răcit, am mai și căzut, am mai și rovit, am avut niște alergii și am zis, măi, poate că ar fi caz totuși să ne gândim la partea asta religioasă, pentru că poate totuși contează foarte mult. Și ne-am hotărât pur și simplu, am zis, bine, hai să facem botez religios, petrecerea avem timp să facem de acum încolo când vrem noi. Nu e nimeni ca noi, 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 noi. De cununia inelelor, să le spun așa, a venit pur și simplu ca o surpriză din partea lui Mihai și a nașilor și a preoților. Ei au pus la cale totul și eu am rămas la fel de surprinsă cum ai rămas tu acum surprins. Adică nu știam absolut nimic, nimeni nu știa, chiar nu știa nimeni. Noi ne-am hotărât să facem acel botez foarte intim, adică exact familia și foarte puțin prieteni care au aflat practic întâmplător. Da. Ne-am și gândit că poate dacă totuși facem intim și chemăm doar câțiva prieteni, poate o să se supere alții dintre ei care ar fi vrut să fie acolo, dar pur și simplu așa s-a întâmplat. Avem de gând să facem și un eveniment mai mare și atunci vom chema pe toată lumea, dar acum așa s-a întâmplat, pur și simplu. Dar tu nu știai nimic, nimic, adică ai aflat în biserică lucrul ăsta? A fost foarte șocant pentru că eu când am intrat în biserică m-am trezit efectiv la un moment dat cu un buchet de flori în mână, nașa era lângă mine cu un alt buchet de flori și n-am realizat, a fost cumva în mintea mea, a fost ceva de genul, băi, probabil că la botezul fetelor trebuie să ții niște flori în mână și după aia să le arunci petalele în cristelită, chiar nu știam, deci nu mi-a pus problema de ce am un buchet de flori în mână. M-am trezit cu el, am zis, da, ok, deci trebuie să așteptăm. După care a fost un moment așa de liniște, după care a venit preotul, mă rog, au venit preoții, că erau mai mulți, și mi-a spus, avem de înfăptuit două taine astăzi. Nici atunci nu mi-am dat seama despre ce era vorba. Efectiv, reacția mea a fost, m-am îndreptat direct către Mihai, m-am întors către ei și am zis, vorbesc serios? Chiar vorbesc serios? Nu înțelegeam ce mi se întâmplă și... El a zâmbit așa, într-un colț de gură, preotul a dat-o mai departe, nici măcar nu cred că auzeam ce zicea preotul. Și a început ceremonia, practic. Dacă ți se întâmplă o astfel de surpriză și un astfel de lucru atât de romantic făcut, atât de, nu știu, surprinzător, șocant, nu știu cum să-i spun, nu mai contează absolut nimic.